Cele 16 baze sportive noi de la unitățile de învățământ din Târgu Jiu au fost finalizate și vor fi date în folosință în scurt timp. Este vorba de terenuri de sport în curtea școlilor. Pe bazele respective se va putea juca handbal, volei și fotbal pe teren redus. Potrivit edilului din Târgu Jiu, Marcel Romanescu, investiția a presupus costuri mai ridicate, însă există o clauză conform căreia constructorul va avea obligația ca în următorii 10 ani să remedieze toate deficiențele apărute. În momentul de față cred că suntem cel mai dotat oraș și vreau să vă spun că am primit felicitări și de la Liga Profesionistă și de la Federația Română de Fotbal pentru că acel proiect cu 16 baze noi în Târgu Jiu în momentul de față nu are echivalent în niciun municipiu din țară. Avem 16 baze noi, e adevărat, acolo unde am putut să le realizăm, în curțile școlilor, dar sunt 16 baze sportive care ne permit oricând în acest moment, cel puțin pentru jocurile de handbal, de volei sau de fotbal pe teren redus, să putem organiza orice gen de competiție. Terenurile în perioada imediat următoare, eu cred că într-o săptămână vor fi finalizate și puteți să le, o să le prezint să vedeți exact cam la ce nivel sunt realizate. Pentru că v-am spus, costurile au fost puțin mai ridicate decât costurile anterioare, însă de data aceasta am cerut calitate și am cerut mai mult decât atât. Am cerut garanție pe următorii 10 ani. Firma care a realizat bazele sportive din curtea unităților de învățământ este din Târgu Mureș. Societatea a anunțat că va include în portofoliul său bazele din municipiu. În acest sens va fi realizat și un film de prezentare a investiției cu ajutorul unei drone. Acesta va fi folosit pentru prezentarea firmei, fiind cea mai mare investiție de acest fel realizată de constructorul respectiv. În aceste condiții, primarul din Târgu Jiu susține că municipiul are acum la dispoziție o sală polivalentă modernă, un viitor stadion municipal la standarde europene, cele 16 baze sportive noi și 5 săli de sport la colegii și licee care pot găzdui competiții din ligile naționale. Inclusiv constructorul se mândrește cu ceea ce a făcut la Târgu Jiu. Mi-a spus că în perioada imediat următoare cu o dronă va filma toate terenurile, le va folosi și pentru promovarea societății și pentru ceea ce a făcut. E cel mai mare proiect pe care l-a realizat în țară, dar vă dați seama că este o experiență utilă și pentru activitatea pe care o va desfășura, dar și pentru noi, fiind un filmuleț, presupun, făcut profesionist, pentru a putea să le arătăm cetățenilor din municipiul Târgu Jiu că avem baze sportive. S-a inaugurat sala, avem stadionul, din acest punct de vedere nu ne putem plânge, avem cred că 4 sau 5 licee cu săli bune pe care le putem folosi, deci nu ne putem plânge de infrastructură.